Bunga sau Bardar Bunga, habar n-am, ziceți voi ce este. Este O sau D sau habar n-am, în fine, Silver 3. Adică ceva vulcan argintiu de la Thor. Sau mă rog, de la Thor. Linia Thor, pentru că producția este, da, se vede clar. Deci se vede o, abia că se vede ceva, este de la original Fireworks din Belgia. Vezi aici Belgium. 100 de grame. Categoria F2. Un vulcan destul de grea. Și încărcătura are 100 de grame, dar cu totul cred că are 3. Așa, cel puțin, mă repet. De fapt, nu mă repet. Vreau să zic că nu am cântărit-o. Acum mi-a venit ideea că avem cântarul la îndemână. Să o și cântărim. Și are 274 de grame. Deci, aproape 300. Din care 100 este încărcătura. O să desfacem aici. Așa. La fitil. Și da, acum îmi dau seama de ce este așa de grea. Este așa de grea din cauza că, da, are gips aici sau cărămidă. Cel mai probabil are cărămidă din cauza efectului, adică încărcătura de 100 de grame ar afecta foarte mult cartonul, hârtia, l-ar arde și este mai ok așa cu cărămidă, pentru că nu se înfoacă așa ușor. Eu mă aștept la ceva super tare. Are și ceva fund. În fine, mă aștept să fie ceva super mișto. Acest vulcan, fântână, are o construcție solidă, deci pe lângă care are această cărămidă, da, praf de cărămidă, are și peretele destul de gros, deci un carton gros, iar aici are plin cu materialul pentru efect. Dar haide să vedem ce face 100 de grame de material. Bun, hai să vedem Barracuda sau Barabunga sau cum o fi.